Haideți să ne ridicăm acum și să ascultăm trei versete din Sfânta Scriptură. 1 Timotei, capitolul 6, versetele 6, 7 și 8. 1 Timotei, capitolul 6, versetele 6, 7 și 8. Negreșit, evlavia, însoțită de mulțumire, este un mare câștig, căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Amin. Vă mulțumesc și vă rog să vă reocupați locurile. În anul 1907 a fost decernat premiul Nobel pentru literatură unui autor de carte care a reușit să impresioneze acea generație prin virtuozitatea limbajului. Un om care a scris niște cărți care au captat foarte mult acea generație. Cea mai cunoscută carte a fost o carte pentru copii și s-a calculat că din vânzarea cărților respective, acest autor, pe nume Rudyard Kipling, a primit $100 pentru fiecare cuvânt. În ziua în care a avut loc festivitatea de decernare, un reporter s-a apropiat de el și i-a luat un interviu, iar la sfârșit l-a rugat: domnule Kipling, vă rog frumos, spuneți-mi și mie un cuvânt pentru $100. Și reporterul a scos $100 și i-a înmânat-o. Atunci autorul l-a privit în ochi, a luat $100 și a spus: mulțumesc. Cred că recunoștința valorează foarte mult. Pentru că, din perspectivă biblică, ea este cea care ne inundă ființa de o stare frumoasă, plăcută, dar, de asemenea, bucuria este, mulțumirea este cea care îl bucură și pe Dumnezeu. Și trebuie să recunoaștem că, în general, noi oamenii avem tendința să fim nemulțumiți și nemulțumitori. Un proverb spune că recunoștința îmbătrânește repede. Observăm că, practic, în jurul nostru sunt foarte mulți oameni care manifestă o stare care nu se exprimă prin gratitudine, prin recunoștință. Asta mă face să-mi amintesc de o situație într-o familie. A venit un domn și i-a adus fetiței care era în familia respectivă o ciocolată, iar mama, care a surprins momentul, i-a zis fetiței: hei, cum îi spui domnului? Arătând cumva prin aceasta că fetița este bine crescută. Și fetița a spus: mai vreau o ciocolată. Practic, deși zâmbim, în fiecare dintre noi există aviditate de mai mult. Iar dacă privim în Scripturi, Apostolul Pavel spunea că în vremurile din urmă, una dintre trăsăturile societății, a oamenilor din societate, va fi aceasta, că oamenii, printre altele, vor fi nemulțumitori. Noi trebuie să fim în contrast cu societatea. Dar, în același timp, contrastul acesta trebuie să fie asigurat de conștientizarea faptului că păcatul, în esență, este nemulțumirea. Nu e așa că Lucifer, dacă admitem această ipoteză că diavolul, înainte de a deveni adversarul lui Dumnezeu, a fost un înger de lumină, nu a fost mulțumit acesta cu poziția pe care deja o deținea și a tânjit
să se ridice deasupra condiției care deja o avea. Deci iată, o nemulțumire. Dacă ne gândim la primul om, la Adam, păi el n-a fost mulțumit cu tot ce avea în grădină. Nu e așa că avea foarte mulți pomi? Sunt unii dintre dumneavoastră care ați venit cu foarte mulți ani în România, de foarte mulți ani. Ați avut acolo probabil grădini, livezi, dar niciunul dintre dumneavoastră nu a avut atâția pomi cât a avut Adam. Și totuși el nu s-a mulțumit cu multitudinea și varietatea de pomi pe care avea. Și a tânjit la ceva ce nu ar fi trebuit să tânjească. Așadar, putem concluziona în primă fază că păcatul, în esență, este nemulțumire. Cel care fură nu este mulțumit cu ceea ce deja deține. Cel care tânjește și poftește la partenerul altuia sau este iarăși nemulțumit cu ceea ce deja deține. Ori iată că Dumnezeu ne cheamă să fim mulțumitori și consideră că evlavia acompaniată de recunoștință, din perspectiva lui Dumnezeu, este un câștig real. Vă propun să privim puțin în textul acesta și am să vă împărtășesc doar trei gânduri. De unde izvorește mulțumirea? Cum putem să fim cu adevărat mulțumiți? În primul rând, dacă ne uităm în pasajul acesta, în versetul 7 este scris astfel, în prima parte, noi n-am adus nimic în lume. Mulțumirea izvorește din conștientizarea provenienței tuturor lucrurilor. Totul vine de la Dumnezeu. Cine dintre noi s-a născut cu ceva, având ceva, deținând ceva? Nu am avut niciunul dintre noi nici măcar un articol de vestimentație atunci când ne-am născut. Și tot ce am avut și avem s-a datorat faptului că Dumnezeu s-a îngrijit ca să le avem. Binecuvântat să fie numele Lui. Biblia spune că orice dar bun și desăvârșit este de sus, de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Cine te face deosebit? Întreba Apostolul Pavel. Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi? Ca și cum nu l-ai fi primit. Practic, atunci când luăm în considerare proveniența tuturor darurilor și a binecuvântărilor, faptul acesta elimină lăudăroșia, elimină înfumurarea, îngânfarea. N-are rost să ne împăunăm. De ce? Pentru că, practic, tot ce avem și tot ce suntem vine de la Dumnezeu. Probabil că pe măsură ce înaintăm în viață, devenim mai conștienți de realitatea aceasta. Dar exercițiul acesta de a conștientiza, de a realiza proveniența darurilor, este binevenit. Biblia spune că Dumnezeu este Cel ce dă sămânță semănătorului și pâine pentru hrană. Care om a reușit de mii de ani să creeze o singură sămânță? Absolut nimeni. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla cu planeta aceasta dacă soarele n-ar mai răsări. Ce s-ar întâmpla dacă n-ar mai fi ploaie? Dacă n-ar mai fi alternările anotimpurilor? Dar Dumnezeu a creat totul
într-un mod care să asigure hrană lumii întregi și multe alte binecuvântări. De aceea toată slava trebuie să-i fie adusă lui Dumnezeu. Evreii din pustie au primit mană din cer. Vă dați seama, o populație comparabilă cu populația capitalei din România, Bucureștiul, în fiecare zi să depindă de Dumnezeu. Să nu ai nicio fabrică în care să se coacă pâine, să se plămădească, să se pregătească, să nu ai absolut nimic, să fii în pustie și Dumnezeu să-ți poarte de grijă nu o zi, 40 de ani. De aceea când ei intră în Canaan și au început să cultive și să aibă case, au fost avertizați să nu uite că Dumnezeu i-a binecuvântat și niciodată să nu se bată cu pumnul în piept că ei ar fi cineva și ceva. Pentru că, practic, Dumnezeu era cel care le dădea binecuvântări. El le-a și spus, țara este a mea. Voi sunteți la mine ca niște străini și venetici. Ale mele sunt pământurile acestea. De aceea ei nici nu aveau voie să le vândă pentru totdeauna. Prin urmare, aceste lecții din trecut ar trebui să ne dea de gândit astăzi. Amintiți-vă cu câtă smerenie la un moment dat Iosif a pus numele unuia dintre copiii săi, Efraim, care tradus și ce înseamnă? Rodire. Și el a spus, Dumnezeu m-a făcut roditor în țara întristării mele. Iacov, un alt patriarh, când se întoarce după 20 de ani, spune, eu sunt prea mic pentru toate îndurările și pentru toată credincioșia care a arătat-o față de robul tău. Pentru că am trecut apa aceasta, râul acesta, doar cu toiagul. Iar acum fac două tabere. Sunt unii dintre dumneavoastră care aveți mai mult de 20 de ani în Statele Unite. Aduceți-vă aminte cu ce ați venit aici. Ce aveți vine din mâna bună a lui Dumnezeu. Ce avem noi în România e la fel, din mâna lui Dumnezeu. Îmi aduc aminte de perioada aceea când am conștientizat foarte clar că viața vine de la Dumnezeu. O așa și spune Scriptura, în El avem viața, ființa și mișcarea. Și Ezechia a exclamat la un moment dat, prin îndurarea ta se mai bucură omul de viață, prin ea mai am și eu suflarea. Suntem atât de fragili în lumea aceasta și Dumnezeu este Cel care ne ține pe palmele sale. Nu avem voie niciodată să avem o atitudine de infatuare, precum a avut odinioară Nebucadnețar, care se lăuda că acesta este Babilonul pe care eu l-am făcut, pe care eu l-am realizat spre slava proprie. Nu. Dacă avem ceva, trebuie să ne plecăm cu o recunoștință maximă înaintea lui Dumnezeu. Într-una din întâlnirile pe care le-am avut, am relatat într-una din biserici cum Dumnezeu ne-a ajutat în urmă cu mai mulți ani să avem o casă. Și când plecăm și când venim acasă, împreună cu soția, uneori verbalizăm, alteori o spunem doar în gând. Doamne, îți mulțumim pentru casa care Tu ne-ai dat-o. Pentru că e harul Lui. Apreciez foarte mult modul în care gândea și se exprima odinioară regele David. Spune astfel, citez, ce sunt eu și ce este poporul meu ca să-ți putem aduce daruri de bunăvoie? Totul vine de la tine. Și din mâna ta primim ceea ce îți aducem. Iată că noi suntem binecuvântați de Dumnezeu.
Și fiecare pas, fiecare suflare, fiecare zi, orice lucru, este dat prin bunăvoința și îngăduința lui Dumnezeu. De unde izvorăște mulțumirea? Din conștientizarea că Dumnezeu este furnizorul a toate. Slăvit să fie numele Lui. În al doilea rând, dacă privim în textul acesta, mulțumirea izvorăște și dintr-o altă sursă. În versetul 8 spune, dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Ideea este de satisfacția primitorului. În momentul în care ai o inimă mulțumită, lucrul acesta te face să dai în afară recunoștința. Sunt foarte multe proverbe în Scripturi care surprind ideea aceasta. Voi cita doar câteva dintre ele. Printre altele este scris, cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Am înțeles că astăzi ați avut o căsătorie și după căsătorie a fost nuntă. Dar nu-i așa că poți să ai nuntă în fiecare zi, dacă ești mulțumit. Chiar dacă mănânci mai puțin, chiar dacă poate postești, dar ești mulțumitor, dacă ai inima mulțumită. Pe când alții care au o mulțime de lucruri, s-ar putea să trântească, să izbească, să fie cârtitori, mai bine puțin cu frică de Domnul decât o mare bogăție cu tulburare. Mai bine un prânz cu verdețuri și cu dragoste decât un bou îngreșat și ură. Mai bine puțin cu dreptate decât mari venituri cu strâmbătate. Mai bine o bucată de pâine uscată cu pace decât o casă plină de cărnuri cu ceartă. Observați această satisfacție a primitorului conduce la câteva implicații. 1. Corectitudinea câștigului și eliminarea lăcomiei sau a cârtirii. Când ai o inimă mulțumită, lucrul acesta aduce o mulțime de binecuvântări în mai multe direcții ale vieții. Observați, Apostolul Pavel spunea, m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să fiu așa, știu să fiu și așa, și bogat, și sărac. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu mulțumit. Și cred că lucrul acesta ar trebui să ne caracterizeze. Trăim într-o lume care mereu vrea să aibă tot mai mult. Acum, nu este greșit în sine progresul. Întotdeauna e bine să ne dorim ceva mai mult, dar doar dacă se poate și doar dacă este corect și dacă nu sunt vătămate sau afectate alte domenii care sunt importante din viața noastră. De ce spun lucrul acesta? Pentru că sunt credincioși, de pildă, că cei din lume nu au o relație cu Dumnezeu și nu au o revelație scripturală în care să se ancoreze, dar noi o avem. Sunt oameni care vin în biserici de ale noastre, dar se comportă într-o manieră lumească. Adică neglijează părtășia, neglijează lucrurile care sunt importante în ochii lui Dumnezeu, facerea de bine sau poate să te duci să ajuți un om care este sărman și se avântă doar în lucruri materiale, de dimineață până în zori. Nu vă cunosc. Eu cunosc doar realități din zona noastră. Dar oameni care, practic, uită de dimensiunea aceasta duhovnicească și se avântă exagerat de mult în zona aceasta acumulărilor. Este important ca să avem o inimă resemnată. Dacă Dumnezeu mi-a dat atât, e ok. Vreau să vă dau un exemplu biblic. Au fost recrutate mai multe tinere dintr-un imperiu. Urma ca una dintre ele să fie aleasă să fie prima doamnă din imperiul respectiv. Să fie regină.
Practic alta trebuia înlocuită. S-a descalificat. Și au urmat două etape de pregătire de câte 6 luni. Și la momentul în care trebuiau să se prezinte în fața primului om din istorie la momentul respectiv, și ce a făcut una dintre fete? În loc să se împopoțoneze și să aleagă să se etaleze, ea s-a dus doar cu o ținută standard. Numele acestei femei este Estera. Ea a vrut să fie ea însăși. S-a mulțumit doar cu ceea ce era de cuvință. Să vă mai dau un exemplu. O femeie a avut o inițiativă interesantă. Să-l ajute pe un om al lui Dumnezeu să aibă condiții de cazare. Și a construit cu consimțământul soțului o cameră la etajul locuinței pe care o aveau. Se pare că erau suficient de înstăriți. Și profetul, împreună cu aghiotantul său, au zis, măi, poate putem să o ajutăm cu ceva. Ea și-a arătat în felul acesta față de noi dragostea și spiritul de ajutorare. Cu ce o putem răsplăti? Și s-a dus la ea. Și o întreabă, îți lipsește ceva? Ea avea o problemă majoră. Dar uitați ce spune. Eu trăiesc mulțumită în mijlocul poporului meu. Ea n-avea nevoie de nimic. Era resemnată chiar și cu condiția aceea pe care o avea, faptul că nu avea copii. Observați, este posibil să fii mulțumit chiar și cu un minus în viața ta. Se spune că cel care a văzut moartea este mulțumit și cu boala. Iar cel care este obișnuit să meargă pe jos va fi foarte mulțumit chiar și cu un simplu măgăruș atunci când va fi cazul să-l folosească. Prin urmare, satisfacția, gradul de satisfacție se reflectă în recunoștința pe care o exprimăm. Se spune că cel mai frumos exces posibil este excesul de recunoștință. Și atunci când ai o inimă plină de mulțumire, e atât de natural și de frumos să adresezi lui Dumnezeu recunoștință. Doamne, ajută-ne să avem o astfel de atitudine. Un ultim gând, un ultim lucru pe care vreau să vi-l împărtășesc, tot din textul acesta. Un al treilea izvor al gratitudinii, al recunoștinței, vine din înțelegerea celei de-a doua părți a versetului 7. Nu putem să luăm cu noi nimic din lume. Mulțumirea este dată de perspectiva primitorului. Noi tot ce avem acum și aici, ce am avut, ce avem, vine de la Dumnezeu. Dar la un moment dat, viața noastră se va curma, mai devreme sau mai târziu. Și te întrebi, totul se termină aici? A, nu. Pentru că ceea ce este mai frumos, mai luminos, mai glorios, de-abia de aici începe. Pentru că noi nu ne ancorăm în lumea aceasta. Noi ne ancorăm în lumea viitoare. Adevăratele bogății nu sunt aici. Tot ceea ce avem aici va trece și va rămâne aici. Dar adevăratele bogății sunt de-abia în viitor. Dacă Dumnezeu a fost în stare să ne poarte de grijă aici, nu știu, 50 de ani în dreptul meu, 70 de ani, 80 în dreptul altora, credeți că Dumnezeu nu va avea resurse să ne poarte de grijă în eternitate? Oh, ba da. Ba da. Dumnezeul nostru este bogat. Și vedeți, mântuirea noastră nu comportă doar dimensiunea prezentă. La ora actuală, noi mulțumim, de exemplu, pentru lucruri materiale, dar îi mulțumim de asemenea pentru lucruri spirituale, pentru darul iertării, pentru harul sfințirii, pentru izbăvirile pe care ni le-a dat în viață, pentru biruință, pentru tot felul de lucruri deosebite pe care le-am experimentat cu Dumnezeu. Dar există și o dimensiune escatologică, viitoare. Noi credem că vom moșteni un nou pământ,
O cetate care este pregătită de Dumnezeu, care se va coborâ pe noul pământ pe care îl vom moșteni împreună cu Hristos. Practic, viitorul sună foarte bine. Dacă ne gândim la viitor, practic, trebuie să fim plini de recunoștință. Pentru că, așa cum spunea odinioară Ioanid, sunt străin și călător, n-am aici palate, dar în țara fără nor, ale mele sunt toate. Toate stelele de sus, tot ce n-are în veci apus, prin iubirea lui Iisus, ale mele sunt toate. Gândiți-vă dumneavoastră că Apostolul Pavel spunea: Dumnezeu Tatăl, care nu l-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da împreună cu El toate lucrurile? Practic, în eternitate, noi vom fi mai bogați decât toți magnații lumii de la ora actuală. Uitați-vă la oamenii care dețin iahturi, oameni care dețin, eu știu, foarte multe locuințe, multe posesiuni, săracii. Săracii. Pentru că toate aceste lucruri aici le vor lăsa cât de curând și nu vor lua absolut nimic. Dar noi vom avea o moștenire, cum spunea Petru, nestricăcioasă și neîntinată, care este păstrată în ceruri pentru noi. E atât de minunat. Privind în viitor, noi avem motive de recunoștință maximă înaintea lui Dumnezeu. Și dați-vă seama că totul este prin har. Prin har. Atunci când îl vom vedea pe Hristos, vom primi aceste binecuvântări. De aceea Petru spunea: puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la venirea Lui. Dragii mei, noi îmbătrânim. Sănătatea ne lasă. Când ești la pensie, îți dai seama că nici nu prea mai are rost să faci multe renovări, să mai faci prea multe achiziții. Dar avem o perspectivă extraordinară. Privind în orizontul eternității, ne așteaptă un Hristos care este viu, care ne va da trupuri de slavă și care ne va da o moștenire binecuvântată alături de El. Doamne, ce frumoasă este eternitatea! Cât de atractivă este! Cât de mult merită să ne legăm de aceste lucruri! De aceea, nu-i așa? Haideți să fim mulțumiți! Și să spunem un mulțumesc din toată inima. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și dacă nu ne mai vedem aici, să ne vedem în cetatea care are temelii tari. Fiți binecuvântați de Domnul. Amin. Amin.